teama de a-și muri mai repede. Oh, bună dimineața! Ești bolnavă? Atunci vreau să te las. Păi de ce ai mai venit? Știi, m-a dus cadou o coasă. Am lăsat-o afară. Și aș vrea să te cer de nevastă. Atunci eu da? Da. Nu cumva te-ai răzgândit? Nici vorbă. Mă duc la telegraf. Să o chem pe satenic. De ce? Păi să facem lucrurile cum se cuvine, după rânduială. Nu avem 20 de ani. Hai să o facem fără atâtea ceremonii. Și uite ce voiam să spun. Cel mai tare dor nu orașele pe care le lăsăm în urmă, nu străzile pe care nu ne mai e dat să trecem, nu copacii care nu-și mai scutură frunzele sub ferestrele noastre, nu stelele la care nu putem să ajungem, nu poarta pe jumătate putrezită cu un lacăt de tot ruginit. Acum 100 de ani, lacătul ăsta a fost meșterit de străbunicul tău, Vasili, om aspru și dârz, dar pe care l-a iubit nespus. Dacă nopțile de vară ascund povești despre sufletele omenești, dacă viața poate înfrunta tirania timpului, dacă în ochii unui copil se aprinde făclia speranței, fiți voi cei care prețuiți al treilea măr căzut din cer, căci chiar dacă orele te pot omorâ, ultima îți va permite să renaști. Da. Ui. Da. Ce ceva mai natural. Dar era natural.